Alegerile prezidențiale au fost anulate, judecătorii CCR au anulat rezultatele primului tur, Curtea Constituțională a României s-a reunit vineri pentru a analiza noi cereri de anulare a rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale, după ce joi a primit patru sesizări în acest sens. Ședința a fost convocată de președintele CCR Mariane Enache, având în vedere posibilitatea apariției unor elemente noi legate de desfășurarea turului întâi, având în vedere solicitările reprezentanților mass media cu privire la primirea unor petiții și cereri referitoare la derularea alegerilor pentru funcția de președinte al României. Curtea Constituțională precizează că acestea au fost înregistrate și urmează să fie examinate conform prevederilor constituționale și legale, în cadrul procesului de validare a alegerilor. În această etapă a procesului electoral, în conformitate cu dispozițiile constituționale, Curtea poate examina contestații formulate de către candidații calificați în turul 2 al alegerilor prezidențiale, anunța Cecer Joi seara. Urtea a primit patru sesizări după desecretizarea documentelor CSSAT, care arată că, deși Călin Georgescu a declarat cheltuiel zero în campania electorală, promovarea lui pe TikTok a fost contracost.